Vă mulțumesc tuturor pentru prezența la această ședință de lucru în care vom analiza împreună stadiul pregătirii pentru începerea noului an școlar și vom identifica modalitățile de gestionare a provocărilor cu care ne confruntăm. Domnule prim-ministru, vă informez că la această activitate sunt prezenți prin sistem de videoconferință prefecții și subprefecții din toate județele și din municipiul București, șefii direcțiilor județene de sănătate publică, șefii inspectoratelor școlare județene, precum și șefii structurilor teritoriale ale Poliției Române, Jandarmeriei Române și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Domnule prim-ministru, vă invit să luați cuvântul. Da. Bună dimineața, domnule ministru. Salut prezența alături de noi a domnului ministru Câmpeanu. De asemenea, îi salut pe toți cei prezenți online la această activitate, pe care am considerat că este necesar să o avem, ținând cont că există, din păcate, o stare prin care începerea anului de învățământ ne ia prin surprindere și am dorit ca împreună cu conducerea Ministerului Educației, cu conducerea Ministerului Afacerilor Interne și, desigur, cu reprezentanții structurilor din fiecare județ, să avem această ședință în care să putem să identificăm ultimele probleme. De altfel, sperăm să nu fie chiar pe ultima sută de metri și să identificăm soluțiile și modul în care putem să sprijinim începerea, debutul anului școlar de săptămâna viitoare, din data de 5 septembrie. Discutăm practic de începerea anului școlar pentru 2.940.000 de elevi de preșcolari și antepreșcolari. Discutăm de aproximativ 17.872 de unități de învățământ. Desigur, am avut ieri o întâlnire cu asociațiile primarilor de comune, orașe, municipii, cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România și una dintre temele pe care le-am abordat a fost cea legată de începerea anului de învățământ și modul în care sunt pregătite instituțiile, modul în care colaborează pe plan local și, desigur, se coordonează cu structurile centrale, astfel încât să putem să gestionăm și să asigurăm derularea în bune condiții a procesului de învățământ. Am înțeles că sunt o serie întreagă de probleme care au fost rezolvate, dar au fost și unele care sunt în curs de rezolvare și urmează a fi soluționate până pe data de 5 septembrie. Există, de asemenea, un grad de încadrare, domnule ministru, am înțeles, de 96%, urmând ca în perioada imediat următoare să aibă loc activitățile pentru ocuparea și celorlalte funcții, astfel încât să asigurăm cadrele didactice pentru derularea în bune condiții a procesului de învățământ. Și, desigur, sunt o serie de alte aspecte de natură administrativă care sunt pe agenda Ministerului Educației, pe agenda autorităților locale la nivelul inspectoratelor școlare județene, precum și pe agenda fiecărui prefect, astfel încât să poată să coordoneze cu
autoritățile locale, cu primăriile care au în administrare școli, tot setul de probleme pentru ca în final să reușim, prin măsurile pe care le luăm, să implementăm toate programele noastre de derulare a educației în cele mai bune condiții, de modernizare a procesului de educație. Din păcate, avem încă școli unde suportul administrativ nu este cel pe care ni l-am asumat. Sunt încă școli care au toaleta în curtea școlii și am înțeles, domnule ministru, că există o perspectivă și un plan la nivelul Ministerului Educației, astfel încât până la finele anului 2024, dacă am înțeles bine, să se finalizeze. 2024-2025. Eu cred că putem să, așa cum se rezolvă o serie întreagă de probleme, putem să ne focalizăm atenția și resursele, astfel încât în următorii 2 ani de zile să finalizăm odată această problemă, pentru că nu cred că este nevoie de altceva decât de voință și coordonare cu autoritățile locale. Chiar vă rog să avem un plan pe care să-l aprobăm până la începutul anului viitor, astfel încât în momentul în care pot să înceapă lucrările, ele să se deruleze. Nu cred că este un efort financiar deosebit să putem să facem ca acest demers să se realizeze și să nu mai discutăm despre acest subiect. Sigur, sunt celelalte chestiuni legate de asigurarea manualelor școlare. Am înțeles că veți comunica pe acest subiect și sunt în curs de rezolvare toate aspectele legate de această problemă și cea a transportului elevilor. Problemă atinsă și discutată ieri cu asociațiile primarilor din țară, cu reprezentanții Uniunii Consiliilor Județene, pentru că o mare parte din această problemă depinde de modul în care se soluționează toate aspectele care în momentul de față nu funcționează pe plan local și, desigur, în deplină coordonare cu Ministerul Educației și inspectoratele școlare județene. Deci am stabilit ieri ca Ministerul Educației împreună cu președinții Consiliilor Județene să avem o soluție până la 15 septembrie, dacă rețin bine termenul pe care l-am stabilit ieri la întâlnirea cu mediul asociativ. Știu de asemenea că la nivelul Ministerului Afacerilor Interne au fost luate toate măsurile astfel ca în proximitatea unităților de învățământ să fie asigurate efectivele necesare pentru siguranța și securitatea, precum și pentru menținerea măsurilor de ordine publică în zona perimetrală a unităților de învățământ. Am convingerea că prin toate aceste activități pregătitoare și prin coordonarea pe timpul derulării anului de învățământ nu vom avea probleme din această perspectivă. Mulțumindu-vă pentru faptul că ați reușit să organizați această activitate și pentru faptul că avem posibilitatea să dialogăm cu reprezentanții prefecturilor, cu reprezentanții inspectoratelor școlare județene și să aflăm care sunt problemele reale. Îi dau cuvântul domnului ministru Câmpeanu pentru ca dumnealui să vină cu elementele specifice tehnice despre pregătirea și
desigur, nevoile de coordonare, astfel încât să putem să avem un debut cât se poate de bun a noului an de învățământ. Avem nevoie de tot ceea ce înseamnă pregătirea acestui an, pentru că, practic, el este un ultimul an care se desfășoară pe vechiul pachet de legi ale educației. Sperăm că da, ținând cont că suntem pe partea de final a dezbaterii și pregătirii pachetului de legi ale educației care urmează să intre în dezbatere și aprobare la guvern, ulterior să fie transmise spre dezbatere și aprobare la Parlament. Apreciez foarte mult toate activitățile de dezbatere publică și încurajez în continuare dialogul pe marginea pachetului de legi ale educației și sunt convins că dacă la nivel național s-a constituit într-o prioritate, atunci și la nivelul instituțiilor vom continua să o menținem în topul listei de priorități pentru activitățile guvernamentale și, desigur, activitățile zilnice la nivelul autorităților locale și a instituțiilor de profil din fiecare județ. Și sunt convins că împreună putem să pregătim introducerea în activitate a tuturor măsurilor pe care noi le-am stabilit și să facem în așa fel încât să diminuăm, așa cum spuneam la început, această stare de fapt care de fiecare dată, la fiecare început de an școlar, vine și redă acel aspect anual al surprinderii cu problemele nerezolvate la începutul anului de învățământ. De altfel, o să avem mai multe activități prin care o să ajungem în teritoriu, nu la școlile care funcționează și la școlile care au reușit să pregătească elevi care au obținut rezultate deosebite la concursurile și olimpiadele internaționale, ci să ajungem și acolo unde situația nu este la fel de bună și unde condițiile nu sunt la fel de bune ca în municipiile și orașele unde se face performanță. Șansa la educație trebuie să fie asigurată pentru fiecare elev. Ne spuneam ieri președinților consiliilor județene că dacă 3 elevi nu au transport, acelora instituțiile statului trebuie să le asigure transport pentru că ei au dreptul și trebuie să aibă șansa la un proces de educație așa cum se cuvine. Domnule ministru, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule prim-ministru, vă mulțumesc tuturor celor care contribuiți la deschiderea școlilor în data de 5 septembrie în cele mai bune condiții posibile. Vreau să vă spun, domnule prim-ministru, că anul ăsta ne-a surprins mult mai puțin decât în anii anteriori. Diferența este semnificativă pe mai multe paliere. În primul rând, în anii anteriori, criza sanitară a pus probleme serioase și a generat pierderi extrem de mari procesului de învățământ. Din fericire, nu lucrăm cu această ipoteză în deschiderea anului școlar 2022-2023. Mai apoi, din toate celelalte perspective, să știți că s-au făcut progrese. O să-mi permite să vă enumăr de la 1 la 6. Deci, pregătirea procesului didactic. Așa cum foarte corect ați precizat, 96% din posturi sunt deja ocupate. Ministerul Educației este pentru prima oară când a distribuit absolut, dar absolut toate posturile pe care le avea aprobate conform normelor legale. Mai mult decât atât, am realizat o analiză pe fiecare județ și acolo unde au fost posturi care nu au fost utilizate și care nu au putut demonstra că au nevoie de ele, le-am preluat la minister și le-am distribuit județelor care aveau nevoie de aceste posturi. Și mă refer în mod special la județele în care s-a deschis un număr foarte mare, spun eu, pentru ritmul cu care suntem obișnuiți de grădinițe noi
și acolo unde s-au preluat creșe de la autoritățile locale. Deci pentru toate aceste situații a fost nevoie de posturi. Am distribuit absolut toate posturile, asta este o premieră, pentru că în fiecare Ministerul Educației își mai păstra în rezervă niște posturi. De data asta sunt distribuite absolut toate. De altfel, v-am precizat în ședințele de guvern când am discutat aceste subiecte că aveți deschidere și pentru orice este nevoie ca sistemul de învățământ să intre în normalitate și să funcționeze conform obiectivelor și standardelor asumate, aveți toată aprobarea. Este esențial, domnule prim-ministru, și vă mulțumesc. Asta voiam să vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a analiza un raport pe care îl vom face cu privire la necesarul de posturi după ce am distribuit absolut toate posturile didactice. Pentru că este nevoie, ar fi stupit să avem grădinițe noi care sunt dotate complet 100% și care pot primi elevi și să nu aibă posturi. Dar această situație nu va exista. După aceea, din punct de vedere al conducerii școlilor, avem 80% din posturi deja ocupate de director și director adjunct prin concurs, ceea ce în alți ani nu exista. Și avem în derulare o nouă rundă a concursului pentru ocuparea postului de director prin concurs în toate unitățile de învățământ. Dar 80% sunt. Deci se presupune că există mai multă responsabilitate fiind director numiți prin concurs. Pe un alt capitol, sunt convins că din perspectiva securității, domnul ministru Bode va prezenta acest lucru. 100% din cele 17.872 de clădiri sunt luate în calcul, fie prin poliție, o să dea detalii domnul ministru Bode, fie prin jandarmerie, fie prin poliția locală. Este un lucru important. Avem un plan de acțiune comun trei ministere pe care iarăși o să rog pe domnul ministru Bode să-l prezinte, care este deja semnat între trei ministere, două sunt prezente în această videoconferință. Pe cel de-al treilea capitol, situația autorizărilor, există 3,3% din numărul total de unități de învățământ preuniversitar care nu au încă autorizațiile DSP, dar se lucrează pentru compensarea aspectelor semnalate de DSP pentru ca aceste unități de învățământ să obțină autorizația sanitară până în data de 5 septembrie. Un alt capitol ar fi acela de care deja ați făcut vorbire al toaletelor în curte. Dacă autoritățile locale folosesc bugetele pe care le-am alocat din bugetul Ministerului Educației, am avut această linie bugetară, în acest an vom rămâne cu 100 de școli. Aș vrea să vă spun că în urmă cu 3-4 ani aveam mult peste 2000 de școli cu grupuri sanitare neconforme. În momentul de față, dacă sub această condiție, și vă spun cu maximă onestitate, anul trecut, 2/3 din bugetul pe care Ministerul Educației l-a avut pentru această linie, conformarea toaletelor din școli, s-a întors la bugetul de stat. Ele au fost la autoritățile locale și n-au putut să fie folosite. În opinia mea, e greu de înțeles acest lucru, da. Pentru că sunt doar... Vă rog. Domnul ministru Bode, rog să existe o coordonare între cele două ministere, astfel încât structurile coordonate de Ministerul Educației, iar la nivelul dumneavoastră, prin instituția prefectului și autoritățile locale, comunale, poate și orășenești, unde nu există această facilitate rezolvată, până la sfârșitul anului, vă rog să vă coordonați astfel încât să avem un plan concret pentru ca să rezolvăm această problemă. Nu admit niciun fel de scuză, nu este posibil ca în anul următor să intrăm din nou cu același subiect, aceeași discuție sterilă, de altfel, din punctul meu de vedere, pentru argumentele, sau nu știu dacă sunt argumente, pentru justificările care se aduc. Important și cert este că trebuie să rezolvăm această problemă pentru totdeauna. Mulțumesc, domnule. Vă aștept nu mai târziu de finele anului cu acest plan.
Avem un alt capitol care se referă la un număr important de unități de învățământ care sunt relocate. Aparent, asta ar putea să fie o veste rea. Practic, eu consider o veste foarte bună. Asta înseamnă că s-a început cu adevărat reabilitarea unităților de învățământ. Sunt 374 de unități de învățământ relocate. Cele mai multe sunt în București, 36 de unități de învățământ, sunt în Vaslui, 40 de unități de învățământ. Avem în Constanța 18 unități de învățământ, în Caraș, în Prahova, alte 18 unități de învățământ, deoarece fac obiectul unor acțiuni majore de reabilitare a clădirilor și de extindere a acestor clădiri, iar contractele încheiate au date de finalizare ce depășesc 5 septembrie. În toate aceste situații, cu o singură excepție în Arad și cred că mai era o situație în Giurgiu, pentru cele 374 de unități de învățământ care sunt în proces de reabilitare din perspectiva clădirilor, s-au găsit soluții de relocare. Avem două situații punctuale în Arad și în Giurgiu, de care ne vom ocupa zilele acestea până pe 5 septembrie. Dar este un lucru bun că se lucrează, se reabilitează unitățile de învățământ. Infrastructura școlară a avut foarte mult de suferit. Un alt capitol este acela al autorizației de securitate la incendiu. Două treimi din clădirile școlare și sunt 24.915 clădiri școlare nu necesită obținerea acestei autorizații conform reglementărilor legale. O treime necesită, iar din 33% avem 18,7% care au, doar 18,7%. Și 14,3% care nu au obținut încă, fie sunt în curs de obținere, fie nici măcar nu au demarat procesul de obținere a autorizării pentru securitate la incendiu. De ce? Este vorba de capacitate administrativă, este vorba de responsabilitate. Mizăm foarte mult pe noi directori care au fost selectați prin concurs. Și este vorba, în ultima instanță, de parteneria cu autoritățile locale, pentru că autoritățile locale administrează aceste clădiri. Un penultim aspect foarte important este acela al transportului elevilor. O să prezinte tot domnul ministru Bode și mulțumesc că a făcut această centralizare, numărul microbuzelor care sunt funcționale și al autobuzelor care sunt funcționale. Ați precizat deja, dincolo de microbuzele și autobuzele existente, de nevoia de a identifica acel mecanism prin care transportul să fie cu adevărat gratuit pentru toți elevii, mai ales pentru acei elevi care au probleme. Și avem în curs și procedura de demarare a acțiunilor, a măsurilor care să ne ducă la îndeplinirea jalonului din PNRR, prin care inițial erau prevăzute achiziționarea 3200 de microbuze electrice. Ulterior a trebuit să ajustăm acest număr din motive independente de voința noastră, suma de bani fiind aceeași, prețul însă per unitate crescând mai mult decât semnificativ pentru aceste microbuze școlare și termenele de livrare fiind, din păcate, lungi. Lungi, mai lungi decât erau atunci când am realizat acest plan. Un lucru foarte important. În școli, din perspectiva pregătirii, avem trei piloni de reducerea abandonului școlar. Un prim pilon este acela al transportului școlar, asigurării transportului. Elevii trebuie să ajungă la școală pentru a nu abandona școala. Și am făcut deja vorbire despre acest lucru, o să vă detalieze domnul ministru Bode. Al doilea pilon este acela al burselor. Bursele au crescut semnificativ. Bursa este un element care poate face diferența între părinții care decid să-și trimite să susțină părinții la școală și cei care nu. Bursele, în momentul de față, având în vedere și valoarea și posibilitatea de a fi cumulate, pot depăși venitul unui părinte și asta atârnă greu în deciziile de susținere a copiilor în a merge și a se pregăti la școală. În anul acesta bugetar, deși, și vă mulțumesc, a sublimat bugetul de burse cu 300 de milioane de lei, încă sunt dificultăți pentru autoritățile locale și am discutat aceste lucruri. Dar odată cu intrarea în vigoare a noului pachet legislativ, acest lucru este complet reglat, iar predictibilitatea bugetară este maximă. Nu vom mai avea probleme. Al treilea pilon, foarte important, este acela al asigurării unei mese. Și iarăși vreau să vă spun că față de anii anteriori, avem până în momentul de față dublarea numărului de școli în care, de la bugetul de stat, se asigură o masă caldă
cu alternativă un pachet alimentar acolo unde condițiile igienico-sanitare nu permit asigurarea unei mese calde. Este vorba de un număr de 140.000 de elevi. Cu permisiunea dumneavoastră aș vrea să fac public acordul dumneavoastră, lucrăm la ordonanță de urgență prin care dorim să extindem cu cel puțin 50 de școli, de la 300 la 350 de școli. Este un element extrem de important. Acestui element îi se adaugă finanțarea pe care o avem prin PNRR, Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar, 1415 contracte care sunt semnate, îmi place să cred, absolut toate. O să verificăm oricum să nu existe nicio școală din cele 1415 care să nu aibă contractele demarate, iar în aceste contracte, în limita a 35%, avem și această linie bugetară prin care, din fonduri PNRR, asigurăm o masă în școli. În limita a 35% dintr-un buget care poate ajunge la 200.000 de euro pe școală, în funcție de numărul de elevi din această școală. Din toate aceste perspective, iertați-mă că precizez, dar ne-a surprins mult mai puțin decât în anii anteriori. Suntem departe de a avea toate condițiile îndeplinite așa cum merită copiii acestei țări, dar este mult, mult mai bine decât în anii anteriori. Manualele școlare, vreau să vă spun că sunt în școli într-o proporție de 98%. Avem două contestații nefinalizate pentru manuale de tiraj mic. Pentru liceele sunt disponibile și în format digital. Deci este un alt punct unde iară stăm mai bine decât în anii anteriori. Vă mulțumesc, domnule prim-ministru, mulțumesc, domnule ministru. Vă mulțumesc, domnul ministru Bode. Vă mulțumesc, domnule prim-ministru. Domnule ministru, îmi doresc ca mesajul meu să fie recepționat de către toate structurile Ministerului Afacerilor Interne din teritoriu și nu numai. Adică, cu siguranță, începutul anului școlar 2022-2023 va fi un moment important și emoționant deopotrivă pentru toată lumea. În același timp, este un moment ce trebuie tratat cu maximă seriozitate de către dumneavoastră, alături de profesori, părinți și elevi. Tuturor vă cer să evaluați corect situația din teren și să vă asigurați că debutul anului școlar va avea loc în acest an în deplină siguranță. Totodată, asigurarea unui cadru adecvat desfășurării în condiții optime a activității educative presupune un efort integrat și implicarea tuturor autorităților cu responsabilități în acest domeniu, atât de la nivel național, cât și de la nivel local. Nu uitați că educația de bună calitate este esențială pentru viitorul României, însă nu există educație de bună calitate în absența unor condiții optime pentru derularea acestui proces. În ceea ce privește structurile Ministerului Afacerilor Interne, sunt o parte foarte importantă a comunității. Indiferent de ipostaza în care ne aflăm, suntem printre primii responsabili de destinul și formarea acestor tineri și trebuie să ne luăm foarte în serios acest rol. Siguranța instituțiilor de învățământ și a celor care sunt parte a procesului educațional constituie una dintre prioritățile instituționale ale Ministerului Afacerilor Interne. În contextul actual, începutul anului școlar ne găsește în fața unor noi provocări instituționale pe care trebuie să le gestionăm, dar pe care le vom depăși cu certitudine. Prioritatea noastră trebuie să fie prevenirea și combaterea pericolelor ce pot afecta educația tinerilor pe tot parcursul ei, atât în mediul educațional, cât și în afara lui. Dincolo de implicarea familiei și a profesorilor, siguranța tinerilor va depinde în foarte mare măsură de prezența sporită pe teren și în proximitatea unităților școlare pe care noi o vom avea, mai ales prin structurile de siguranță școlară și rutieră, de prevenire și suport de ordine publică, precum și prin celelalte unități cu atribuții în prevenirea situațiilor de urgență. Domnule prim-ministru, vă informez că vom avea în teren, la deschiderea anului școlar,
peste 8800 de efective ale Ministerului Afacerilor Interne, polițiști, jandarmi, pompieri, care vor asigura îndeplinirea activităților de menținere a ordinii publice, respectiv a celor pe linia situațiilor de urgență. Fac mențiunea că aici am inclus și cei 1000, peste 1000 de polițiști locali. De la bun început, vă rog să vă asigurați că toate aceste structuri sunt pregătite să coopereze foarte bine și să acționeze integrat pentru atingerea obiectivelor asumate. Nu uitați că, dincolo de planurile de cooperare, evaluarea eficienței acțiunilor dumneavoastră va fi făcută pe baza rezultatelor concrete din teren. Nu există excepții. Nu există scuză, nu există doar, există doar rezultate care vă reflectă profesionalismul și eficiența. Am încredere în experiența și profesionalismul dumneavoastră și vă asigur de tot sprijinul meu și al echipei manageriale a Ministerului Afacerilor Interne pentru rezolvarea oricărei situații dificile cu care vă veți confrunta. Ca de fiecare dată, premergător deschiderea anului școlar, la nivelul ministerului nostru am avut ședințe de lucru cu reprezentanții tuturor structurilor și instituțiilor cu responsabilități în vederea evaluării situației actuale și identificării soluțiilor optime din perspectiva domeniului fiecăruia de competență. Și aici mă refer cu precădere la ordinea și siguranța publică, la siguranța rutieră, la managementul situațiilor de urgență și la securitatea la incendiu a clădirilor în care funcționează unitățile școlare. În urma acestor activități, sunt câteva aspecte prioritare pe care le-am identificat și cărora trebuie să le acordați o atenție deosebită. Până în prezent au fost evaluate 17.872 unități de învățământ. Primul rând vreau să atrag atenția că ne confruntăm cu o problematică sensibilă reprezentată de securitatea la incendiu a clădirilor în care funcționează instituțiile de învățământ. În acest sens, după analizarea datelor raportate de către structurile teritoriale, a rezultat faptul că din punctul de vedere al securității la incendiu, dintr-un total de 25.606 clădiri aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat și private, 17.117 construcții nu necesită obținerea autorizației de securitate la incendiu. Pentru 4.706 construcții au fost emise autorizațiile de securitate la incendiu, iar 3.783 clădiri funcționează în prezent fără acest act administrativ, 862 dintre acestea fiind în curs de conformare. Împreună cu conducerii unităților școlare și cu autoritățile locale, vă îndemn să accelerați procesul de autorizare și în paralel să luați toate măsurile tehnice și organizatorice menite să prevină producerea de incidente nefericite, astfel încât copiii să fie în siguranță la școală. O altă prioritate este reprezentată de prevenirea traficului și consumului de substanțe interzise în mediul școlar. Astfel, la nivelul fiecărui județ, vă solicit să stabiliți direcții clare de acțiune și activități concrete care să conducă la creșterea rezilienței instituțiilor de învățământ față de acest flagel și să faceți demersurile necesare pentru conștientizarea efectelor nocive ale consumului de droguri. Amintesc aici că pe linia combaterii, în anul 2021, ca să înțelegem dimensiunea acestui flagel, am avut peste 7.000 de dosare penale de consum și de ținere de droguri, am destructurat peste 50 de grupări infracționale și am trimis în judecată peste 1.600 de persoane, 2,8 tone de droguri fiind confiscate anul trecut. Ne confruntăm așadar cu un flagel care distruge vieți și, din păcate, tinerii sunt în continuare cei mai expuși. În ceea ce privește siguranța unităților de învățământ, știu că multe dintre școli au pază proprie și sisteme de supraveghere electronică. Totuși, din cele 17.872 unități de învățământ preuniversitar evaluate la nivel național, 57% nu sunt încă asigurate cu pază, iar 43%
unități de învățământ beneficiază de o formă de pază asigurată cu resursă proprie, cu societăți specializate de pază sau în format mixt. În această privință vă cer să luați cu prioritate toate măsurile necesare și să vă asigurați de respectarea cadrului legal specific. Atenție deosebită trebuie să acordați gestionării traficului rutier în preajma unităților de învățământ. Mă refer aici la traficul rutier, dar și la elevii care nu sunt deprinși să respecte regulile de circulație. În această privință trebuie să derulați activități de conștientizare și de prevenire concrete, concentrate și punctuale. Pentru că a fost adus în discuție traficul rutier, trebuie să acordați atenție deosebită transportului de persoane. Mă refer, pe de o parte, la autobuzele și microbuzele școlare, care trebuie să corespundă din punct de vedere tehnic și să fie conduse de personal adecvat, iar pe de altă parte, la acțiuni care să vizeze prevenirea și combaterea transportului ilegal de persoane în scopul asigurării condițiilor de siguranță și prevenirea unor evenimente nefericite. Pentru că s-a discutat și ați adus în discuție, domnule prim-ministru, domnule ministru, transportul elevilor, vă informez că pentru transportul elevilor la nivel național au fost identificate 4.826 de mijloace de transport școlar, din care 330, aproximativ 7%, sunt nefuncționale. Pe lângă aceste misiuni care vizează siguranța imediată, aș vrea să subliniez și importanța derulării în unitățile școlare a campaniilor de informare și prevenire pe teme de actualitate. Antidrog, traficul de persoane, siguranța rutieră sau comportamentul preventiv în situații de urgență. Toate aceste acțiuni au rol determinant în reducerea faptelor ilegale și vă încurajez să implicați în demersurile dumneavoastră nu doar elevii, ci și profesorii, părinții și comunitățile în care acționați. În ceea ce mă privește, vă asigur că sunt alături de dumneavoastră pentru a avea un an școlar în siguranță pe tot parcursul său, nu doar la debut. Solicit tuturor instituțiilor prefectului să-și exercite adecvat rolul de coordonator al activităților privind siguranța în unitățile de învățământ și am convingerea că toate măsurile dispuse până la acest moment în plan organizatoric și operațional vor fi continuate astfel încât procesul educațional să se desfășoare în condiții optime pe întreaga perioadă anului școlar, care va începe, așa cum știm cu toții, pe data de 5 septembrie. Doamnelor și domnilor prefecți, dacă sunt probleme deosebite cu care vă confruntați, vă rog să le ridicați în luările dumneavoastră de cuvânt, nu înainte de a le invita pe domnul prim-ministru să ni se adreseze, având în vedere agenda domniei sale. Vom rămâne împreună eu și domnul ministru Câmpeanu și toți ceilalți participanți la această videoconferință pentru a dialoga pe temele importante care dumneavoastră le considerați merită ridicate aici în videoconferință. Domnule prim-ministru, vă mulțumesc și vă invit să luați cuvântul din nou. Da. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru această activitate interministerială. Am dorit să particip pentru că vreau să transmit un mesaj cât se poate de normal. Vom începe anul școlar și am încredere că întregul corp profesoral, în care, încă o dată subliniez, am toată încrederea, a luat toate măsurile, s-a pregătit și se va îngriji de un parcurs cât se poate de eficient al programelor de învățământ. Iar pentru responsabilii de administrarea instituțiilor de învățământ, începând cu Guvernul României, cu Ministerul Educației, cu autoritățile locale județene, prefecturile, inspectoratele școlare județene, directorii de școli, primarii localităților
se vor ocupa, începând cu 5 septembrie, de partea administrativă. Partea administrativă care are două elemente fundamentale. Pe de o parte, sprijinul administrativ al derulării programului de învățământ, iar de cealaltă parte, pregătirea anului de învățământ 2023-2024, domnule ministru, domnilor miniștri, astfel încât, așa cum am spus, să nu mai discutăm de eternele probleme cu care ne confruntăm de fiecare dată, surprinzător, la începutul anului de învățământ. Este cât se poate de simplu. Nu cred că trebuie să avem și să facem un caz din această asumare, din această responsabilitate. Este foarte simplu. Efectiv, pentru perioada imediat următoare, trebuie să ne îngrijim și de pregătirea unităților școlare pentru iarna 2022-2023, iar de cealaltă parte, așa cum spuneam, pregătirea administrativă, procedurală, derularea tuturor elementelor specifice de birocrație, astfel încât pe perioada vacanțelor să se poată desfășura activități de întreținere, de construcție și renovare, așa cum este prevăzut în planul fiecărei unități de învățământ. Ca atare, în final, doresc să subliniez că prioritatea guvernului este să avem copiii care încep anul școlar în condiții sanitar-epidemiologice corespunzătoare, că avem copiii care își desfășoară activitatea în școli, se derulează practic procesul de învățământ în școli în condiții de siguranță, să-i asigurăm pe părinți că ai lor copii au asigurate condițiile pentru a putea să beneficieze de condiții corespunzătoare în școli și de asemenea să-i asigurăm pe profesorii, pe toți cei care sunt implicați în procesul de învățământ, de respectul nostru și încrederea că pregătesc viitoarea generație a României. Cu alte cuvinte, dacă învățăm, dacă muncim, cu certitudine reușim. Vă mulțumesc și vă doresc succes!